doi ani ne-au adus aminte cât de importantă este arta pentru viețile noastre. Cum ar fi fost lockdownul fără filme, muzică sau literatură? Arta este o cale de înțelegere a sinelui și a lumii din jur. O cale spre echilibru. În această serie de conversații speciale, Habits by Republica, l-am invitat pe prietenul nostru, Gabriel Cicu, psihiatru și psihoterapeut, să stea de vorbă cu un pictor, o dansatoare, un muzician și o poetă despre legătura profundă dintre artă și sănătatea minții. Sperăm că aceste conversații să vă fie utile. Vizionare plăcută! Răzvan Popovici, bine ai venit la această conversație despre sănătate mentală și muzică. Mulțumesc că ai acceptat această invitație. Bine te-am găsit. Cum e pentru tine? Este, nu este o legătură între sănătatea mentală și muzică? Tu, pentru tine, cum o simți? La asta nu m-am gândit niciodată, pentru că să faci muzică e, de fapt, o bună parte a vieții tale, a vieții mele. Altar. Și exact. Și, nu știu, fiind o persoană echilibrată, așa îndrăzi să spun, am avut șansa să pot să mă dezvolt așa, prin muzică și cu muzica, până acum, pe parcursul ultimelor zeci de ani, mai multe zeci de ani. Și ce face muzica asupra mea, în primul rând, mă face să progresez. Cred că este cel mai important lucru. Pentru că totdeauna, ca muzician, înveți piese noi, trebuie să fii inventiv, să rezolvi problemele tehnice, problemele muzicale, după aceea te duci pe scenă, trebuie să-ți păstrezi nervii, capul clar, să reziști psihic și să deliver pe scenă respectiva piesă în fața publicului, pentru că de acolo vine evident presiunea asta perfecțiunii, că toată lumea ascultă CD-uri acasă, iar tu ca muzician te duci acolo și evident, când o sonată de Brahms și ascultătorii au ascultat-o poate în trei versiuni cu ăla și tu te duci acolo și trebuie să fii perfect. Da? Deci după ce depășești și chestia asta, ce să zic? Cum te simți după ce faci toate astea? Dacă iese bine, te simți extrem de împlinit și fericit. Dacă se întâmplă scăpări și așa, ești cumva dezamăgit, ești un pic trist, dar trebuie să treci peste asta, pentru că asta e progresul în artă. Orice înfrângere, să spunem așa, sau orice moment neîmplinit, te duce la o împlinire post-concert. Deci, fapt, e o creștere permanentă. Okay, și cel mai important lucru este să reziști întotdeauna și intemperiilor, pentru că, așa cum zicea... Ce înseamnă asta, să reziști? Când se întâmplă să fii nemulțumit de un concert, evident că ești pușa mai down, mai prost dispus, mai trist, mai dezamăgit. Unii care fac, se întâmplă într-o sală celebră să fie o greșeală sau o scăpare majoră sau de memorie sau o greșeală că ți-a scăpat atenția o secundă, poți dezvolta și probleme psihice pe termen lung, pentru că să greșești rău în Carnegie Hall la New York nu e o mare bucurie, sau la Musikverein în Viena sau la Filarmonica din Berlin. Adică atât mare poate fi impact. Impactul poate să fie foarte mare, da. Bine, și toți muzicienii, eu sunt fericit că nu am, dar de exemplu am mulți prieteni care au cât un coșmar recurent despre faptul că au ajuns la sala de concert și nu au partitură și trebuie să cânte pe din afară și nu știu piesa, pe din afară, sau ești pe scenă și ai uitat... Adică și muzicienii, am spune noi, au anxietăți, nu? Cum să nu? Sigur că da. Dar și o anumită prezență unei anxietăți îți dă, e o anumită fragilitate și sensibilitate care te face să cânți mai bine. Okay. Pentru că cineva care este extrem de pragmatic și diehard, extrem de matematic, să spunem așa, el niciodată poate nu o să reușească să se... cumva împlinească în poezia muzicii și în chestia divină a muzicii, care, dacă ți iese, este foarte, foarte benefic atât pentru tine, cât și pentru public îndeosebi. Tu faci o legătură foarte frumoasă, cumva, în termenii mei, cumva între anxietate și emoționalitate, senzitivitate, nu? Sigur. Ok, super. Pentru că în lumea mea anxietatea e ceva rău. Nu. Ideea e că anxietatea trebuie să fie acolo în sensul de... E vorba de o anumită
cum să spun, o emoție, da? Și o anumită teamă, că totdeauna mari muzicieni, cum de exemplu Marta Argerich sau Radu Lupu, sau sunt mulți dintre cei mai celebri soliști muzicieni, au avut totdeauna o frică uriașă de a urca pe scenă și totdeauna trebuie aproape împinși pe scenă și când ajung acolo fac lucruri mărețe. Deci nu toți sunt extrem de detașați și relaxați. În cazul meu, am observat un lucru. Cu cât ești mai bine pregătit și cu atât ai mai multă experiență pe scenă, deci experiența de scenă și pregătirea, îți dau o liniște care te fac de obicei să nu ai trac. Și să ai, dacă ai trac pozitiv, să nu ai trac să-ți tremure mâna sau chestii din astea care deranjează puternic actul interpretativ. Ci pur și simplu un trac normal, da, te duci acolo și trebuie totdeauna să câștigi. Foarte mult accent pe pregătire. Ce înseamnă pregătire? Nu tehnică, nu mă pricep neapărat la tehnicitate, dar ce înseamnă așa ca ființă umană? Ce înseamnă ca un om să se pregătească temeinic, cum spui tu, că pui mult accent pe asta? Întâi sunt acele 10.000 de ore, celebrele 10.000 de ore pe care trebuie să le investești în orice lucru serios ca să ajungi la un adevărat nivel, deci la împlinire, să spunem așa, iar de acolo, în cazul muzicianului, sunt piese diverse pe care le înveți, trebuie să le aprofundezi, trebuie să le studiezi, să depășești problemele tehnice, să rezolvi problemele muzicale, în cazul unui concert cu orchestra, să te pregătești să știi stima de orchestră, să vezi ce se întâmplă, așa, și apoi ți te duci acolo și să deliver. Cam asta e. Deci ăștia sunt pașii. Și să știi piesa atât de bine încât cu tot tracul, cu toate emoțiile și cu tot ce se mai întâmplă în sală, că în fiecare concert sunt lucruri imprevizibile, care îți distrag atenția și când ți-o distrag, tu trebuie mai departe să fii super focusat și concentrat și să reușești să survive. Eu traduc acum din nou, mă corectez dacă greșesc, prin această pregătire pe care pui tu accent, înțeleg disciplină și educație. Cumva educație în sensul de studiu. Sigur că da, dar după aceea se trebuie să tranșeze și după aia pur și simplu să faci muzică, să uiți. Uiți de toate chestiile astea. Și ăla e momentul de grație. Dacă asta în artă, când ajungi acolo și depășești tehnicitățile și reușești să te duci să cânți pentru muzică, pentru public. Cum ai știut tu când sau cum a fost pentru tine acest moment de transcedere? Asta se întâmplă, dar nu se întâmplă întotdeauna. Deci niciodată nu știi. Asta e chestia fantastică în muzică, de exemplu. Aha. Pentru că ai un concert de casă, unde sunt poate 10-15 ascultători sau câți la Carnegie Hall sau la Ateneul Român sau la Viena sau la Paris, unde sunt mii de oameni în sală. Și niciodată nu știi cum va fi. Și uneori poți să ai o emoție extraordinară pe fața celor 10-15 oameni și să cânți la Paris sau la Viena fără niciun trac absolut suveran și să fii complet împlinit de ce ai făcut. Vorbeam ieri când ne-am întâlnit prima dată despre valoarea transcendentală, nu? Transcederea prin practicarea prin arta muzicii, nu? Sigur. Cum e? Dacă reușești lucrul ăsta, și sunt mai multe componente într-un concert care trebuie să împlinite ca să ajungi la starea aia care poate să depășească normalul, să spunem așa, să ajungi în contactul ăla cu dividul, așa numit, când sferele vibrează și când tu cânti complet detașat de totul, publicul ascultă complet detașat de gândurile cotidianului și așa mai departe și se creează acel extraordinar de energie în sală, când toată lumea extrem de concentrată, dar foarte detașată cumva, și doar muzica răsună. Pentru că de asta muzica clasică ce oferă în ziua de azi e singurul loc unde e liniște totală. Și unde liniștea vibrează și unde liniștea e atât de benefică pentru ascultător în mod deosebit. Și evident, când se întâmplă să suni un telefon sau să se ridice cineva, să cadă o geantă, să se stântească o ușă, asta deranjează liniștea sferelor, care e atât de importantă. Și nu pentru că muzicienii sunt nebuni și că vor liniște și așa, ci pur și simplu piesa aia de Schubert, de Bach, de Enescu, de Mozart, de Dvořák începe din liniște, se termină liniște. Și între părți, iară e liniște.
Deci, nu știu, un concert este, cred că, o sursă terapeutică incredibilă. Absolut. Pentru absolut. Că la cinematografie, adevărat, e liniște, dar nu e liniște, pentru că boxele, sistemele sonore sunt atât de tari și atât de câte nebunesc. Dar, deci, liniștea aia nu e. Da? Când un concert iese bine, e așa, muzicianul este pregătit și reușește să redea partitura cu însuflețire, cu inspirație, cu tot ce trebuie, cu ardoare, cu toată inima, cu toată ființa lui, publicul ascultă extrem de atent și dă atenția asta. E, de fapt, foarte multă energie pe care noi muzicienii o captăm. Apoi, acustica e foarte bună și, ce să zic, atunci se creează această atmosferă care îi ajută pe toți cumva să depășească atmosfera de sală de concert dintr-un oraș. Să știu că sunt pe un scaun într-o sală, nu? Exact, și cumva așa te ești elevat. Și asta spuneam cu a transcede. Uh-huh. Asta e sentimentul ăla. Uh-huh. Și cu cât e liniștea mai mare și publicul ascultă mai atent, cu atât se poate crea legătura aia extrem de puternică între audiență și interpreți. Noi spunem în sănătate mentală că această stare de transcedere, procesul de a ajunge la această stare de transcedere și obținerea ei, este un instrument terapeutic per se. Sunt multe instrumente, sunt multe feluri prin care se poate ajunge. Nu sunt cele orientale, yoga, meditație, dar cumva cel mai, se spune că cel mai universal este muzica. Și că asta face, în momentul în care poți să stai în starea, este o stare care este medicament pentru sănătatea mentală. Da, și ce este foarte frumos este că muzica asta ajută omul să se înalțe cumva, să devină mai bun, să devină mai frumos. Nu e o muzică, e o muzică care evident te poate și răscoli, că nu sunt numai părți lente care te calmează și te liniștesc. Exact, așa. Ci sunt și chestii foarte contorsionate, pentru că fiecare piesă bună are din toate. Doar toate piesele care sunt bune au un pic de umor în ele. O piesă fără umor nu e o piesă bună. Deschizi acum în altă zonă. Pentru că tu simți, deși tu îmi spui despre anumite, tu vorbești despre muzică și în același timp despre sentimente, nu? Umor, bucurie. Cum faci? Unde se întâmplă legătura asta? Asta este arta. Muzicianul e ca un actor. Așa. Deci, și compozitorul, ce face? El compune ceva, se lasă inspirat de amintiri, de stări, de spirit, stări sufletești, de întâmplări din viața lui, de fericire, de dezastru, sunt tot felul de pierderea cuiva. În fine, sunt tot felul de motive pentru care un compozitor scrie o piesă. Și când tu, ca muzician, iei piesa prima dată, începi să o citești, să o studiezi, să vezi, și atunci tu practic ești de fapt un mediu. Deci fiecare piesă e scrisă într-un fel, dar sunt 20 de muzicieni fantastici și vor fi 20 de interpretări diferite în multe aspecte și multe colțuri și porțiuni într-un frame care este dictat de partitură. Și asta este chestia extraordinară cu mari muzicieni, pentru că te duci la un concert și chiar dacă ai ascultat, nu știu, Sinfonia 3-a de Beethoven sau a 6-a de Tchaikovsky sau a 4-a de Brahms, la fiecare dirijor este un pic altă și la altă orchestră. Și asta e lucru foarte frumos. E sentiment pur prin muzică. Da, sigur, da. E foarte, de exemplu, sunt, nu știu, e o nocturnă de Chopin, da? Care este extrem de calmă, dar acolo e foarte multă și dulceață și tristețe și acordurile respective, creează starea asta și ți-o induc imediat. Dacă muzicianul transpune bine, deci aceste acorduri și practic sonorități puse de Chopin în piesă, este tristețea pe care Chopin a vrut să o exprime. Iar la Mozart, spre exemplu, este genial pentru că sunt porțiuni foarte scurte de muzică, deci bucățele în care trece de la euforie totală la cea mai macabră atmosferă, după aia de acolo la entuziasm, de la entuziasm la panică, la panică, de la panică la fericire. Și un muzician care nu este extrem de alert și extrem de pe fază, să zicem așa. Dar la Mozart, deci trebuie să ai o anumită trezie. E un sentiment admirabil care îți permite să treci de la o stare la cealaltă. Foarte repede, în spațiu foarte scurt, pentru că la Mozart... Să treci, dar să fii și conștient de ele. Sigur că da, însă și la Mozart, el, de asta este un psiholog incredibil. Câtă psihologie a pus în caracterele respective, este
Este incredibil. Ultimul concert din festivalul Sonoro s-a numit El Alef și e vorba despre o particulă infimă în care este inclus tot universul. De fapt, toate lumile, toate sentimentele, toate senzațiile. Și cumva am ales titlul pentru ultimul concert în care a fost un repertoriu exclusiv de Mozart, două quintete de Mozart, gândindu-ne la primul acord din Don Giovanni, din operă, și când sună acel acord, și acolo știi că este tot un acord ăsta, exact ca în particula lui Borges, în El Alef. Deci absolut toate sentimentele, toate emoțiile și totul e în acel acord. În ce fel îl ajută pe om să vină la spectacol la tine? Asta este o foarte bună întrebare. Cum spuneam, sentimentul ăla de liniște pe care îl primești doar când te așezi în sala de concert și înainte să înceapă piesa, deja asta este, după părerea mea, unul dintre cele mai mari câștiguri pe care le are un ascultător când ajunge în sala de concert. Pentru că senzația aia nu o găsește nicăieri. Doar poate dacă merge, nu știu, în pădure, unde e chiar liniște, acum mai sunt păsărele și așa. Dar liniștea aia totală, care deja un pic te face să te mai apropii de tine. Să cobori un pic. Să cobori, exact. Iar apoi se creează un fluid, un schimb de energie, cum spuneam adineori, care te poate lua așa ca un vârtej și duce undeva unde nu te duce nimic, doar muzica te poate duce. Iar aceste excursii muzicale, spirituale sau auditive pot fi extrem de benefice pentru sufletul omului. Am primit un cel mai frumoase complimente după un concert la Castelul Corvinilor, când a venit un ascultător și mi-a zis: domnule Popovici, vă mulțumesc foarte mult pentru concert și că ne-ați pus sufletul la loc. Și asta vorbește de la sine. Adică vezi cumva ce poți să faci cu muzica. Și evident, când alegi și repertoriul potrivit în contexte diferite, depinzi de sală, depinzi de loc, niciodată să nu subestimezi publicul și cumva să le legi și vezi niște reacții extraordinare cu turnele noastre astea în provincie, pe la Conace și Castele, unde vin și unde au venit și săteni localnici care nu merg niciodată la un concert de muzică clasică. Și vedeai foarte emoționați, cu lacrimi în ochi, descoperind așa o lume, un univers nebănuit, necunoscut, dar care cumva i-a atins la coarda sensibilă. Muzica are această calitate, cum să spun eu, unde frumos se potrivește. Nu e ceva frumos. Ce dăm noi, să spunem așa. Muzica clasică publicului, da, este o mare cantitate de frumusețe. Însă frumusețea asta este extrem de bogată, pentru că este și urâtă, este și pasională, este și traumatizantă uneori, pentru că sunt niște sentimente extrem de puternice și nu întotdeauna pozitive. Dar, per total, după un concert, ești îmbogățit de acolo și înfrumusețat. Deci asta sunt 100% convins. Muzica este un îți creează o stare care îți permite de fapt să trăiești și sentimentele și sentimente poate mai puțin plăcute, dureroase, tocmai pentru că ai acest mediu al muzicii care te conține, nu? Pentru că altfel dacă n-ai fi muzica să trăiești durerea, poate ar fi greu. Da, nu, păi nu. Nu poți. Nu o să zic exact. Și nu poți. Păi când acolo îți dau lacrimile, când exact. Ești, cum spuneai, ai fost acolo și ai plâns, ai plâns e pentru că... E un mediu propiciu în care îmi permite să mă exact. să simt acest. Exact. Și te ajută să explorezi părți din tine care sunt un pic mai amorfe, mai obosite, mai neexplorate și oricum viața asta fiind atât de rapidă și atât de... Foarte ușor să întâlnești la ele. Și cu cât aprofundezi lumea muzicii clasice, asta e foarte frumos, cu atât descoperi și mai multe lucruri. Deci este ca o cutie de nestemate, unde nu e ca și cutia Pandorei, o cutie cu nestemate. Și cu cât cauți un pic mai mult, cu atât, de exemplu, dacă știi o piesă de Schubert ți-a plăcut, mai asculți una, două, trei și descoperi universul lui Schubert, care este ceva... Universul lui Schubert nu este și un univers al nostru interior? Sigur că da. Absolut. Foarte bine zis. Că descoperim ceva ce e și noi, nu? Da. Și trebuie să ne cunoaștem, știm despre noi. Bine, da. Prin universul lui Schubert. Și fiecare compozitor a creat o lume a lui, dar de fapt lumea lui este o lume integrată în lumea noastră. O lume parte din noi, așa cum frumos ai spus. Deci să meargă lumea să vină la spectacol, că îi ajută pentru sănătate mentală, la muzică? Este, după părerea mea, unul dintre puținele locuri unde chiar poți să
îți regăsești sănătatea mentală și într-o lume, într-o societate sănătoasă, oamenii merg la concert. Și oamenii merg regulat la concert, nu odată la 2 ani, când e un festival faimos sau e un artist faimos care vine în respectiva urbe. Nu, ci e regulat. Pentru că, ok, muncim. Dar, cum spun, liniștea aia și frumusețea, deci ambele pe care le poți primi într-o sală de concert, este inexistentă în alt context. Vorbești de o întreagă cosmologie, știi? Tu nu vorbești de muzică, vorbești de muzician, compozitor, instrument, nu? Tot. Păi e un univers, nu? Exact, exact așa. Și cred că cei care pășesc în acest univers sunt fericiți și pot avea, cu siguranță, o viață mai frumoasă prin pășind în universul ăsta. Sunt ferm convins. Spune-mi, te rog, din viața ta de zi cu zi, un ritual, un obicei sănătos, care tu simți că îți face bine. Un principiu psihic care... Unul simplu, așa. Da, nu știu, viața mea fiind destul de tumultoasă și fiind foarte desplecat... Greu cu ritualurile. Ritualurile sunt, dar sunt, de exemplu, un ritual care unui muzician activ îi face foarte bine, mie îmi face foarte bine. Dorm totdeauna, fac o siesta după masă, înainte de concert, cândva, între 20 și 30 de minute, depinde cât îmi permite agenda, timpul, pentru că repetiții, zboruri, așa. Și un espresso după. Deci asta este, da, este combinația foarte bună care mă face pe mine să mă duc la concert liniștit. Între și concentrat. Liniște și, nu? Și sus. Exact, exact. Uneori am mai avut, că aveam dimineața un ritual tot așa cu cappuccino liniștit și am o poezie. Asta am făcut mult timp. Dar după aia cu mesaj organizat. Citeai o poezie și citeam o poezie. Fără să deschid telefonul. Că super. Ideea e totdeauna te trezești, deschizi telefonul primul exact. Lucru și deja ai intrat în complet altă lume. Nici măcar nu te-ai trezit bine. Dar așa era frumos. E foarte frumos. Asta aș recomanda. Din păcate, asta e foarte frumos. Nu? Un cappuccino și o poezie. Și era foarte interesant că erau niște poezii al lui Tristan Țara. Și era ziua complet altfel dacă o începeai cu o poezie de Țara. Pentru că era așa... Te trezea într-un mod extrem de ludic și ridicol. Și era bine. N-am citit niciodată Bacovia de dimineață. L-ar fi zic că nu. Zic să nu totuși. Răzvan, îți foarte mulțumesc pentru această conversație. Sper să ne mai revedem și cu altă ocazie. Mulțumesc frumos. Cu mare plăcere, mulțumesc și eu pentru conversație. Mersi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm că v-a fost de folos și vă invităm în comunitatea noastră a Societății Omului Sănătos.